Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la un nou episod din Minecraft of G. Suntem aici la fabrica de gold și de experiență, am făcut și multă experiență. Deci am început aici, vreau să vă arăt că în Minecraft s-a schimbat, nu știu exact din ce versiune s-a schimbat, dar stând pe loc, acum ți se face foame, înainte nu era așa, puteai să folosești ferme sau fabrici AFK, adică away from keyboard. Dacă stăteai AFK, nu nu ți se făcea foame. E, acum ți se face foame și ideea e că dacă ți se face foame trebuie să mănânci, că altfel îți scade viața și după aia poți să mori. Respectiv, e bine dacă ai mâncare la tine și blochezi cumva ori dreapta mouse, ori îl pui pe altă tastă. Când stai la fabrica aceasta, cei care au încercat să o refacă după, după mine, trebuie să mâncăm. <laughs> Ei, eu am mai venit aici nu numai pentru experiență, dar am venit și pentru... Hai să vedem cum fac să, să ajung jos fără să mor. <gângh> Că sunt ăștia nervoși pe aici. Eu uite cât experiențe experiență și pe acolo. Trebuie să trec pe aici repede și să mă las ăștia în pace aici. Ia, ăsta vine? Mm, nu vine. Ăla nu-i supărat pe mine. Bun. Am mai făcut aici... Am, a, a, am astupat acele două hopere. Le-am astupat ca să să nu intre cumva nimic în hoperele respective. O, așa, ia să vedem. Ăsta este supărat pe mine? Sper să nu. Stai să mă pregătesc și cu sabia. Nu prea am armură deloc. Ia, ești supărat? Mă lași în pace? Da, m-a lăsat în pace. Ok, hai aici. Bun. Huh. Am nevoie de aur. Nu, nu, lasă-mă. Huh. Da, de deci ce ăștia sunt supărați pe mine. Ceea ce nu-i deloc bine. Nu-i deloc bine. Trebuie să alerg, să fug de ei, să mă las în pace. Uite, vreo 40 de secunde ei bagă viteză și după aia încep să meargă încet. Uu, dar bagă multă viteză. Nu, fugi! Lasă-mă! Ok, am nevoie de niște aur, cum ziceam, pentru acest episod. Hai să mai adun de aici niște aur. Aici avem aur. Hey, nu avem niciun aur aici. Cum de n-am niciun aur acolo? S-a întâmplat ceva? Oh, ce nu vreau să-i omor pe ăstea. Că mie că după aia se întâmplă borobața. Din nou. După aia iar nu mai intru 300 de episoade în, în Nether. Așa, aici s-a adunat ceva? Nu, aici, aici. Uh, nu s-a adunat niciun fel de aur. Ce s-a întâmplat? Hmm. Ia, lăsați-mă voi în pace. Puțin așa. Oricum, nici sabia nu mai e bună. Am venit să iau experiență ca să îmbunătățesc toporul și lopata. De ce nu am eu aur? A, că e totul blocat aici. De ce e totul blocat aici? De la astea. Ok. Ok. Hai să facem loc atunci. Sper că nu mai e nimeni rău pe aici. Hai să mai mănânc ceva. Așa. Așa, așa. Să mi se refacă viața. Săbi, trebuie să introduc aici un sistem cu care să reciclez chestiile de care nu-i nevoie. Că de-aia s-a și blocat aici. Exact, de-aia s-a blocat. Uite, aici stăm bine. Aici stăm bine. Acolo, sus. Tuc. Aha. Deci au venit asterele. Bun. Mm, cu ce mă urc eu acolo? Hai să vedem, poate reușim să reparăm chiar azi. Așa. Aici, carne putrezită. Tu nu ajungi cu carne putrezită. Ia uite și perle. Ah, mai îmi trebuie încă un hopper. Mai îmi trebuie un hopper aici. Am? Bine că am un hopper. Am recuperat unul de pe sus. A, tu vii în ce direcție? Încolo. Nu, tu trebuie să vii încoace. Ia, dacă pun un hopper așa, ăsta se duce? Nu, mai îmi trebuie încă un hopper. Fier mai am pe aici pe undeva? N-am fier, n-am fier, n-am nicăieri fier. Bine că am un cauldron. Fier. Am... Da, deci nu are cum să funcționeze fabrica așa cum am făcut-o. Mai trebuie să... Deci n-am pus instalația de... De... Săbii. Am trebuie neapărat încă un hopper acolo și n-am din ce să-l fac. Că din păcate... A, uite un hopper! Este! Ia vină și tu încoace. Așa. Dacă facem așa, voi vă duceți încoace? Nu. Fiindcă ăsta, din nou cu l-am luat, l-am luat. Ăsta trebuie să dea în ăsta tâc. Bun, și acum se duc toate. Ok, hai să verificăm. Aici jos. Bun, aur. Aici jos. Nu, nu aici, aici. Nu, aici. Așa, așa mai zic și eu. Bun, s-au golit toate. Hai să ajutăm cu săbile acestea. Ce mai avem pe aici? Aha. Numai, numai probleme pe peste tot. Bun. Aici mai punem încă un bloc. Hai că am reparat și această fabrică. Tung, tung, tung. Cam dată scăpăm de toate acestea, fiindcă nu avem nevoie de ele. Facem aici o mică grămăjoară. Ah, de tine s-ar putea să am nevoie. Bun. Am descongestionat totul, aici e ok, aici e ok, aici își face treaba, fiindcă unde își face treaba? Aici ar trebui să își facă treaba. Ok, da, își face bine treaba. Aici hai să le luăm manual. Ok, și pe voi, aici mai e ceva sus, mai sunt săbii, bun. Mai sus, ok, săbii. <laughs> și mai sus, da, era blocat, foarte mult blocat. Am stat, n-am stat mult, am stat vreo un sfert de oră, dar hai să mai facem o grămăjoară undeva, uite aici. Bun, acum că am rezolvat totul, hai să sparg aici cobblestone-ul acesta. Este totul rezolvat, trebuie numai să se, să se rezolve de la sine treaba. Numai că mi-ar plăcea să iau mult aur cu mine, oh, uite cât aur aici, bun. Și mai sus, mai, mai, mai sus. Bun. Vino și tu. Și cred că am ceva aur la mine, dacă îl iau și pe ăsta și pe voi. Ok, și restul se rezolvă, nu? Teoretic. Bun, hai să nu mă încarc cu toate astea, să nu le iau și pe astea acasă. Și ar trebui să-mi ajungă acest aur pentru proiectul de azi. Vreau, dragilor, să... Să continuăm cu cu autostrada subacvatică să ajungem mult mai ușor în end. Cred că și aici, la fabrica de, de gold, și aici ar trebui să... Ia, voi mă lăsați în pace? Voi sunteți cuminți? Nu sunteți cuminți? De ce nu ești cu minte? Ești cu minte? Stai să mănânc ceva. Ah, cred că... Cred că am stricat puțin endul din nou. Ia, tu dai mine? Dar e mine, da în tine. La în fabrici și uzine. Bun. Superb. Am rezolvat-o și pe asta. Aur avem. Am adus ceva aur acasă. Bun. Hai să ne mai facem niște șine. Respectiv, parcă... Ia, am 8 stecuri, 9 stecuri. Aș putea să-mi fac și... Nu, 8 stecuri îmi trebuie. Aș putea să-mi fac și niște morcov. dar acum am trecut pe carne. E bună și carnea, e bună și carne. U, uh, trebuie să dormim. Este bună și carnea. Dacă o coacem frumos, ne dă și carnea destul de bine. Să punem aurul acum la locul lui. Și aici. Și să vedem câte șine mai putem să facem noi. Deci ne trebuie, uite, 1 2 3 4 5. Să vedem în primul rând câte șine avem. Când s-a făcut? A, se făcea zi, nu se făcea noapte. Nu trebuie să dormim. Ok, stai să încărcăm și ceancurile alea să nu se acadeze să nu avem lag că tocmai ne-am teleportat aici în Overworld. Tucutuc. Pom. Le încărcăm. Bun, hai. Încărcați azi. Mulțumesc. Hai să vedem ce șine... Fabrica de experiență din End. Nu asta. Uh, autostrada subacvatică aici. Uite, mai am doar 45. Am redstone pe aici? Nu am. Ah, dar dacă tot am experiență, ia să fac eu așa, să iau niște cărți trebuie să-mi fac niște, să-mi pun ce vreau aici, vreau smite, am zis că vreau smite pe sabie și vreau uh, o eficiență pe, pe lopată, dar mi-ar trebui niște unbreaking pe topor și lopată și pe nu, pe sabia ok așa, luăm niște redstone, dar cred că mi-ar trebui mai mult hai să facem mai multe așa, bețe, uite avem niște bețe Uhum. Cum se făcea acum? Nu. Parcă îmi trebuia mult aur. Uite de aici aur. Ok, dacă eu fac așa și cu tine fac așa și te pun pe tine aici și un băț aici, le am? Le am. Asta e rețeta. Bun. Dacă asta e rețeta, 30 doar. Da, îmi trebuie mult mai multe. Stați să, le, să fac eu vreo 2-3 stecuri off-camera ca să meargă mai repede, să mă duc să-mi iau toate resursele de care avem nevoie și după aia ne vedem la locul faptei. Undeva ar trebui să mai am eu niște, niște piele, nu mai găsesc piele, am luat toată pielea, am făcut cărți din, din piele și ne-am dus cu ea în end pentru fabrica de experiență din end, dar mi se pare că aici... A, oh, Super! Și am și niște hârtie. Hai să las totuși aici. N-am niciun crafting table pe nicăieri aici? Mm. Hmm, Lasă că avem unul la Cărticelele noastre acolo frumoase. Bun. Hai să facem 3 cărți. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și 1, 2, 3. Super. Vem 3 cărți. În primul rând, ce-mi dai tu pe lopată? Ce-ar fi? Eficiență 4. Ok. Hai să vedem. Că nu prefer atât protection. Protection, protection, protection. Hmm. Mi-ar mai trebui o cască, dragilor. Diamante. Unde mai am eu diamante? Diamante am... U, uh, Iar trebuie să mănânc. Of. Aia e treaba cu morcovii de aur, fiindcă mănânci mult mai rar. Mult mai rar mănânci. Bun. Dacă eu am diamante aici și-mi trebuie... 5 pentru o cască, fiindcă mi-am pierdut casca, din păcate. Tung, 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 tung. Bun. Hai să vedem ce îmi dă pe cască, fiindcă pe casca am nevoie de multe chestii. Am nevoie de Aqua Affinity și de Respiration, ca să respirăm mai bine, să vedem mai bine sub apă și să dăm mai bine cu târnăcopul. Ne trebuie toate astea, astea două și ne-ar mai trebui, ce nu mai trebuie, protecție, o protecție drăguță și... Mm... Unbreaking, logic. Bun, hai să vedem ce ne dă pe asta. Unbreaking 3. Hai că eu sunt mulțumit. Pam. Am făcut-o pe asta. Așa. Ce ne-ar mai trebui? Pe lopată. Fortune. Nu vreau fortune în niciun caz pe lopată, fiindcă nu-mi trebuie. Sharpness. Este bunicel. Este bunicel, dar nu mă încântă foarte tare. Ce mai am aici? Thorns. Protection. Flame. Uh, flame. Flame ar fi Flame e pe arc. Ok, ce mai am aici? Touch. Eficiență 4. Ui, uite încă o eficiență. Hai pe tine să te pun aici. Bun. Pe următoarea carte ce primim? Dar n-avem loc. n -avem loc, n-avem loc. Te-am 13 cutii la mine. Hai să punem cutiile momentan aici. A, ah, și aici mai am cărți. He, uite un smite. Un smite. E foarte bun smite-ul pentru sabie. Așa. Tu ce-mi dai pe lopată? Îmi dai eficiență doar 3, nu-mi dă 4. Eficiență. Și pe încă o carte mi-ai da Projectile Protection. Hmm. Hai să luăm Sharpness 2, Sharpness 1. Tu ai zis că îmi dai eficiență 3. Nu vreau eficiență 3. Aș fi 4 dacă e. A, știu cum facem loc. Te pun pe din aici a, și îmi pun casca în cap. Fire protection. Hmm. E. Aia e. A, Așa ce am zis că... U, uh, se să facem noapte. Am zis că mai vreau să mai fac niște cărți. Asta am zis. Și bine că a început să plouă. Da. Mă duc să dorm și după aia ne mai vedem cu niște încenturi. Lângă gara noastră aici, unde o să lucrăm după aia, unde o să mergem în jos, cu terenulețul ăsta pentru autostrada subacvatică, mi-am făcut aici o cutie ca să am și o loc în inventory, ca să putem să mai facem un incentment sau două, nu ne-ar strica, nu ne-ar deranja. Uu, am primit fier. Așa. Unde rămăseserăm? A, da, facem, facem niște cărți. Facem niște cărți. Pam, pam. Stai, încă o dată. Așa, uite, 10 cărți. Perfect. Vino tu încoace. Și am zis că ne dă pe cărți, ne dă Projectile Protection. Nu-mi place. Pe lopată, eficiență 3. Tot nu-mi place. Hmm. Cred că îmi fac niște unelte de lemn. Cred că îmi fac niște unelte de lemn ca să... Să mai reciclăm din... Cu ce lemn? Cu lemnul de la tine. Așa. Luăm și niște bețe. Perfect ca să mai reciclăm din enchantment din magii, și să nu ne afecteze prea tare, uite, putem să facem lopeți. Și facem două lopeți. Că sunt cele mai ieftine. U, vin vine înapoi. Am pus doar un set de bețe. Asta se întâmplase. Acum, pe lopata ai zis că îmi dai ceva ce nu-i bun. Eficiență 4. Uite, folosim doar un singur lapis, că n-are rost. Așa, pe tine te punem aici. Și o dăm la peștuci, că poate vor și peștii să se joace puțin cu lopețele. Pum. Nu. Hai, du-te la pești. Du-te la pești. Așa. Acum, îmi dai ceva bun pe această lopată? Unbreaking 3. Nu-mi dai bun. Pe o carte. Unde scărțile? Aici. Eficiență 3. Se poate mai bine. Se poate mai bine. Eficiență 4. Hmm. hai să facem și o sabie. Dacă fac eu așa, totul bun, aici, un mâner și o lamă din lemn. Am făcut o sabie din lemn. Pe sabie ce îmi dai? Pe sabie îmi dai 77 smite. Ok, hai să luăm smite-ul ăsta. Așa, tu ajungi tot la pești. Pe lopată, unbreaking 3 doar. A, ah, nu, am Breaking 3, e perfect. E perfect. așa. Și avem pe tine, pe tine, toporișca. Tu ai nevoie de Unbreaking, tu ai nevoie de... U, efficiency... U, ce bună este lopățica. Lopățica este aproape perfect. Nu, e perfectă. Este perfectă. Toporul. Acum avem nevoie de un efficiency 4. Am, am, ok. Unbreaking. breaking smite hai să punem ce am zis a, ah, poate ne dă și un în un nu, power, power, power power 4, arcul nostru are power 5 nu-i mai trebuie hai să-mi pun smite-ul ăsta i-a venit un cu hai să-mi pun smite-ul pe sabie, unbreaking 3 smite te mă costă doar 4 perfect mhm uh -huh. Și pe cărți ce am zis că mai primesc? Power, power, power. Power 2. Uite, hai să iau power 2 ăsta, că nu știm niciodată. Altceva? Knockback. Knockback. Aș vrea oare knockback? Hmm. Hai să iau și knockback. Deci ce vreau? Vreau un Unbreaking pe asta A, ah, și un fort, Nu. Uh, cum îi zice? Cum îi zice? Opusul lui Fortune. Looting. Looting. Uite, am un looting 2. Mi-ar plăcea un looting 3. Tu ce dai aici? Uite, iau un efficiency 2 pentru peștuci. Așa, și încă o dată o carte și lure. mă încântă cu nimica. Cred că rămâne momentan așa, dragilor. Hai să ne vedem de proiectul nostru, că pierdem deja prea mult timp. Lăsăm aici ce lăsăm? Uite, lăsăm eficiențiu, Eficiență, eficiență. Da, ăsta era pentru lopată, dar lopata ne-a ajutat. Așa. Și Power. Power nu o să avem nevoie. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Hai să lăsăm și aici niște lemne în caz de nevoie și niște piei cu niște hârtii cărțile le lăsăm aici și avem totul de ce avem nevoie, avem la noi. Lapisul îl lăsăm aici și sleburile alea nu le punem acolo, că dacă le punem acolo rămân cu ele acolo pe veci. Și iarăși avem probleme cu ordinea. Ce se întâmplă aici? Hm? De ce era așa urât? Și aici tu... Pam? Hai, Ah, păcas că mai vream niște chestii, dar nu le am eu. Poate poate facem rost, poate mai avem pe undeva prin subteran niște chestii. Dar vedem în altă în altă secvență asta. Ok, stai să-mi iau niște apă, ca să avem la noi și mergem la treabă. Mergem la treabă după ce dăm la peștuci. A, uite și aici. Pam. Nu știu de ce era apa acolo stricată. Bun. Hai stați voi aici. Hai să continuăm acum cu autostrada noastră. Nu mulți o știu și ca atare mai lucrăm puțin la ea. Mi-am luat un crafting table, fiindcă nu vreau să transform prea mult fier în iron bars. Ca atare mi-am luat un crafting table la mine. Și să sperăm că ne ajung ne ajung power drills pe care le avem. Mai avem vagonașe în... A, avem destule. Hai! Tâc! Ei! Bun. Unde am rămas noi cu autostrada subacvatică? Uh, avem ceva drum de parcurs. Ia vino tu aici la mine. Și nu se vede nimic, fiindcă nu avem casca șmecheră. Hmm. Ok, nu se vede nimica. Va trebui să facem cumva să se vadă și pe filmare, nu? Ca așa e perfect întuneric pentru voi. Ca atare, cred că mă duc să-mi iau o, o poțiune de night vision și parcă e altă viață acum cu night vision și cu respirație pe sub apă, este superb. Planul nostru era să ducem un șir lung, lung, lung cu aceste bare de fier. Și de aia ne trebuie și respirație pe sub apă, fiindcă lucrăm foarte mult sub apă. Ok, hai să ducem pe aici. Uh. Asta este tot timpul problema când lucrez cu barele aceste subțiri. Acum, noi vrem să... Eu ce viteză am? Deci că sunt la, la raliu. Așa, trebuie să unim drumul acesta. Și hai să cel mai bine lucrăm din partea asta la altă. Am făcut niște bare, aproape aproape trei stecuri, dar nu cred că o să mai ajungă nici pe departe. Așa. Trebuie să unesc acum barele acestea să, și să... A, mi-ar trebui și nisip. Va trebui să scoatem după aia apa din interiorul canalului acesta pe care îl creăm. Hai, vină tu încoace și tu încoace. Bun. Așa, noi blocăm acum apa cu aceste bare. O să arate foarte frumos. Uite, o să, ar o să arate într-un final. Va arăta cam așa. Cam așa. Cam așa vrem să arate și pe aici. Ok. Și pentru asta trebuie să legăm cu grijă barele acestea, să încercăm să evităm exact asta, să încercăm să evităm să nu se întâmple asta. Hai! Mai ales că nu am pe cască ajutorul de, minar, de minat pe sub apă. Și... Na, e, e, destul de anevoiesc când, când se întâmplă tot timpul asta, fiindcă este atunci când lucrez cu bare, ai o porțiune mică, mică, mică subțire pe care trebuie să dai și anume asta. Dacă ai dat puțin lângă, deci avem 2 pixeli în Minecraft, dacă dai puțin lângă, așa, se întâmplă chestia aia urâtă și trebuie după aia să folosim târnăcopul. Bun. O să duc eu acum tot șirul ăsta până în partea cealaltă, o să mai lucrez puțin și după aia ne mai vedem când, când punem șinele împreună. Cel mai bine așa nu vine să cred că de puține bare mai îmi trebuiau. Mai îmi trebuiau practic doar ce se vede aici. Acolo am legat totul, e frumos. Acolo am adus totul, e iarăși frumos. Se vede așa, elegant. Numai aici mai îmi trebuiau... Câte mai îmi trebuiau? Să zic că sunt... 16, cred că nu ne ajung. Ia stai să le număr, că poate mă ajung chiar 16. Deci 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, cred că sunt 18 sau ceva de genul. Uh, să văd dacă mai am cumva fier prin casă. Mi-am consumat chiar tot fierul, că de am și... a și durat atât de mult proiectul acesta, fiindcă mănâncă foarte, foarte mult fier. Și asta fiindcă am vrut noi să fie frumos, estetic, cu bare. Uh, am auzit la un dat că am mai primit niște fier. Cel puțin 6. îmi trebuie. 1, 2, 3, 4... Nu, o să iau 1, 2, 3. Așa, 12. 12, ca să termin totul. Măcar... Aici nu știu exact dacă îmi place cum arată. Că se unește și în partea aceasta. Aș putea să intru direct în zid și să nu se unească. Dar cred că este drăguț și așa. Ok, ce-am vrut noi? Masa de lucru. Unde sunteți? 12. Și cred că o să rămân... Cred că o să rămân cu vreo 14 cu vreo 14, Deu, de ce se vede așa, a că e, ca... e gravelul ăsta aici, bun, hai, intrăm înapoi, ia să vedem, tân, tân, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nu, 12, hai, 13, 14, 15, 16, 17, a, 17, deci un singur grilaj din ăsta mai îmi în plus, am rămas cu 15. Da. Dar în sfârșit am făcut-o. Acum a trebuie doar să doar să scoatem apa, să scoatem apa. Asta este simplu. Am uh, descoperit o șmecherie cum se poate face asta. Deci să descos apa este relativ simplu de pusinele. De asta o să U. Uh, hai pe aici. Așa, de asta o să ne chinuim la un dat, din păcate în alt episod, fiindcă acum nu prea mai avem timp, dar hai să vedem o șmecherie cum ne-am gândit să folosim acest nisip încât să scoatem apa. M-am gândit să-l folosesc doar pe un singur rând, fiindcă el, odată pus, curge și distruge și al doilea bloc sursă de apă. Hai să încercăm de aici. Da? Tu ești primul bloc, ești unde ești. Acolo, aici. Cred că aici mi-e primul bloc. Hai să pun o dată așa. Bun. Acum nu se mai vede nimic. De ce nu se mai vede nimic? A, mi-au dispărut poțiunile. Bine, dragilor. <gângânt> Cred că facem asta atunci în, în următorul episod sau un alt episod. Vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest episod. Mie mi-a plăcut. Sper că și vouă. Și ne vedem în episodul următor. Numai bine. papa. Pa!